În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, fiecare avem acasă un calendar bisericesc, fie de perete, fie de buzunar, și vedem că în fiecare zi sunt înscriși cel puțin doi sau trei sfinți. Rar se întâmplă să fie unul. Pe lângă numele înscrise în calendar, în limita spațiului tipografic, există alte nume de sfinți înscriși în siraxarele din Minee. Mineele sunt niște cărți de slujbă de la strană, în care este redată și viața lor pe scurt. Dar în afară de aceștia care sunt înscriși în calendar și în sinaxare, mai sunt foarte mulți ale căror nume nu se cunosc. Și când zic foarte mulți, mă gândesc la o imensitate. Este vorba de sfinții care au alcătuit avangarda bisericii și lupta ei cea mai înaltă pentru mântuirea omului. Duminica de astăzi se numește Duminica tuturor sfinților, adică a celor ale căror nume le cunoaștem și a celor ale căror nume nu ne sunt cunoscute. Pierdute pe undeva prin negura istoriei sau prin documente care încă n-au văzut lumina zilei. Dar ei există, există în ceruri, așa cum există și în sufletele noastre, și lor le-a dedicat biserica prima duminică de după Rusalie. Iubiții mei, noi obișnuim să îi împărțim pe sfinții mai multe cete după anumite categorii: apostoli, mucenici, mărturisitori, pusnici, dascăli, ierarhi. Avem sfinți bărbați, avem sfinți femei, avem sfinți oameni în vârstă și copilandri. Adevărata ierarhie însă o face și o știe numai Dumnezeu din cer. Noi îi ierarhizăm numai din nevoia de a-i sistematiza și de a-i sărbători. Altfel, treptele sunt rânduite de Dumnezeu, pentru că e bine să știți că în ordinea bisericească există o ierarhie, sunt scaunele drepturilor mai aproape de Dumnezeu și mai departe de Dumnezeu. Important este să te găsești în împărăția lui Dumnezeu. Dar sfinții sunt cei mai apropiați de Dumnezeu pentru că au devenit prietenii lui. Dragii mei, aș vrea să mă opresc în câteva momente asupra uneia din categorii de sfinți, pentru că ei sunt cei mai mulți ale căror nume nu le sunt cunoscute. Se știe că în primele trei secole ale creștinismului, cei ce se închinau la Iisus Hristos au fost persecutați prin lege de către împărații romani. Aș vrea să vă explic pe scurt în ce a constat acest conflict între creștini și Imperiul Roman. Dacă a fost unul de natură politică, socială sau religioasă. Pentru aceasta e bine să vă spun că împărații romani, care stăpâneau un imperiu uriaș, cu un mozaic de popoare foarte felurite, nu numai în graiuri, în datin, dar și în credințe religioase, simțeau că imperiul este din ce ce mai șubred, pentru că îi lipsește un principiu unificator. Era foarte greu să ții la o altă popoare atât de diferite în structurile și credințele lor. Și de aceea, primul împărat roman, Octavian August, a fost acela care a socotit că este bine ca împăratul, pe lângă calitatea lui de conducător suprem al Imperiului, de conducător politic, să aibă și o aură de divinitate. Pentru că divinitatea este aceea, când este unică, să asigure principiul unității Imperiului. Exista deja un precedent. Înaintașul său fusese Iuliu Cezar, care nu a devenit împărat.
dar căruia după moarte i s-a spus divus, adică divinul, dar repet, după moarte. Octavian August a avut îndrăzneala să-și aroge și să-și asume acest titlu de divus, încă fiind în viață. Așa se face că, printr-un decret imperial, toți supușii din vastul Imperiu Roman au fost obligați ca, pe lângă zeitățile lor locale, de care nu s-a atins nimeni, și aceasta pentru că totuși romanii erau un popor tolerant, pe lângă aceștia, în mod obligatoriu, prin lege, fiecare cetățean al Imperiului se aducă omagii împăratului ca unui zeu. Pentru aceasta, în tot Imperiu, în toate orașele și localitățile importante, au fost ridicate statui ale împăratului, așa cum existau statui ale zeilor păgâni. Fiecare popor, deci fiecare cetățean, era liber să se închine zeului din credința lui, dar în același timp era obligat ca la anumite sărbători, la anumite momente, să aducă jertfe împăratului. Jertfa în ce consta? În fața statuii era un mic altar. Pe altar erau cărbuni, iar cel care îl adora pe împărat trebuia să presare puțină tămâie sau smirnă pe acești cărbuni. Fumul mirositor se ridica deasupra statuii și aceasta constituia omagiul adus împăratului în calitate de zeu, repet. S-au supus toți cetățenii Imperiului, dar creștinii atunci se inviseră și și-au pus o problemă de conștiință. Un creștin are credința fermă că un singur om a fost în același timp și Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu El însuși. Iisus Hristos, omul în care s-a întrupat cea a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, și-l născut din Tatăl mai înainte de toți veci. Așa că spuneau, dacă eu îl cinstesc pe împărat ca pe un zeu, însemnează că pe lângă Dumnezeul meu, care este Iisus Hristos, mai am și un alt Dumnezeu. Și atunci nu mai sunt monoteist, ci devin politeist, asemenea păgânilor. A-l adora pe împărat ca pe un zeu ar fi însemnat o trădare pentru Dumnezeul tău, care este Iisus Hristos. Acesta a fost motivul pentru care creștinii au refuzat să aducă jertfă împăratului în calitate de zeu. Își mențineau pe singurul Dumnezeu adevărat, născut din Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos. Câtă vreme a fost posibil, s-au eschivat, au ocolit prezența în fața statuii împăratului. Cei mai spuși au fost militarii, pentru că militarii i-au adus și din ordin în rând, în front, și unul câte unul trebuia să depună jertfă în fața statuii împăratului. Exemplul cel mai grăitor este Sfântul Gheorghe, care era un tânăr ofițer în armata romană, dar creștin, născut din părinți creștini și cu o foarte puternică educație creștină. Era creștin în secret. Își făcea datoria militară de soldat al Imperiului, ireproșabil, dar când a fost pus în situație extremă, ca în public, în fața tuturor, se aducă împăratului jertfă ca unui zeu, a refuzat, spunând, eu am un singur Dumnezeu, iar acela este Iisus Hristos. Acest gest și această mărturisire nu au fost iertate. Așa cum știm din viața Sfântului, a fost mai întâi implorat să se repede de Iisus Hristos și să recunoască pe împărat ca singur zeu, a refuzat, a fost degradat și apoi torturat și ucis, murind astfel de moarte martirică. Împreună și după el, o cohortă întreagă de martiri, militari și nemilitari, civili, pentru că la un moment dat toată populația trebuia să fie supusă
acestui ritual. Iar cei care refuzau erau torturați, duși în tribunale, judecați și uciși. Aceștia sunt cei mai mulți ale căror nume nu le cunoaștem. Cunoaștem și au rămas din vremea împăraților romani niște procese verbale de judecată în care se consemnau ca și astăzi interrogatoriile, întrebările, răspunsurile, torturile la care era supus învinuitul și era consemnată de ce moarte a murit, de sabie prin spânzurătoare, prin ardere de viu sau altă moarte năpraznică. Acestea se numesc acte martirice, sunt redactate în limbele greacă și latină după zona în care s-au petrecut pe procesele și pe care le avem și pe care le studiem în facultățile noastre de teologie. Deci avem documente despre aceștia. Dar în cea mai mare măsură, documentele, arhivele s-au pierdut, foarte vechi. Și de aceea sunt mii și mii de martiri care l-au mărturisit și au murit pentru Hristos, dar ale căror nume nu se cunoaște. Ați reținut, desigur, că ceea ce era un proces pur religios, cu motivație religioasă, s-a transformat în proces politic. Și așa se face că aceștia erau condamnați la moarte pentru că refuzau, ziceau ei, ziceau învinuitorii, acuzatorii, să recunoască pe Cezar că este conducătorul Imperiului. Zadarnic creștinii mărturiseau, nu, suntem cetățeni buni, leali și recunoaștem pe împărat ca conducător al Imperiului. Îi dăm toată cinstirea și toată ascultarea. Dacă e nevoie să facem armată, facem armată. Dacă e nevoie să plătim dări, plătim dările în mod cinstit. Un singur lucru nu recunoaștem că El este Zeu sau Dumnezeu. Dar această explicație nu li se părea suficientă, așa încât procesul rămâne tot politic, refuzul de a recunoaște pe împărat drept conducător al Imperiului și deci refuzul de a se supune autorității civile. După August a urmat o serie întreagă de împărați, printre cei mai cruzi cunoaștem pe Nero, cunoaștem pe Caligula, chiar și strămoșul nostru Traian a fost un persecutor al creștinilor, nu atât de aspru cum a fost înaintașul său Diocletian sau Deciu, dar în orice caz au rămas documente că i-a persecutat pe creștini. Timp de 3 secole putem oare noi număra sau cunoaște numărul real al martirilor creștini, bărbați, femei, bătrâni și copilandri care au fost uciși mărturisindu-L pe Hristos? Noi cunoaștem. Dar e bine să știți această explicație pentru ca să vă tâlcuiți în același timp sensul extraordinar al acestor oameni care în mod conștient și-au asumat riscurile și martiriul. Cu cât vremea trecea mai mult, cu atât procesele și condamnările și execuțiile erau mai numeroase și cu atât mai mult se înculca în conștiința poporului că a fi creștin în mod vădit, în mod vizibil, înseamnă cu o condamnare la moarte. Dar ei și-au asumat acest risc și această suferință și această condamnare. Pe cine au avut ca model? Pe Dumnezeul lor, Iisus Hristos. În duminica pe care noi o numim a Floriilor, Iisus Hristos intra triumfal în Ierusalim și poporul îi cânta osanale ca unui rege. Dar el mergea nu la încununarea regală, ci mergea către cununa de spini. Nu mergea spre victoria unui împărat, ci mergea spre moarte. Dar el își asumase suferința și moartea. Și îndată ce suferința și moartea sunt asumate, ele îl înnobilează pe om, nu îl degradează. Iar fenomenul procesului a fost același. Învinuirea pe care o aduceau lui Iisus arhiereii și cărturarii iudaici
era aceea că El s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, s-a dat pe sine Fiul lui Dumnezeu, ceea ce în concepția lor era o blasfemie. Iar Iisus a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii lui mărturiseau la fel că este Fiul lui Dumnezeu. Ei nu puteau ierta acest lucru și pentru aceasta l-au condamnat la moarte. Dar sentința la moarte trebuia să o dea guvernatorul Ponțiu Pilat. Dar Ponțiu Pilat era un roman pe care nu-l interesau religiile supușilor săi. Credea fiecare ce vrea. Și a socotit ce mă privește pe mine dacă acest Iisus zice despre sine că e Fiul lui Dumnezeu. De treaba lui. Nu mă interesează pe mine. Și atunci inteligența diabolică a mai marilor iudaici au întors procesul dintr-unul religios, au făcut unul politic și au spus, el s-a făcut pe sine împărat. Și dacă tu admiți acest lucru, înseamnă că ești un trădător al împăratului. Ceea ce l-a obligat pe Pilat să-l întrebe pe Iisus la judecată, ești tu împărat? La care Iisus i-a răspuns foarte limpede, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Cu alte cuvinte, sunt împărat, nu neg, numai că împărăția mea nu e de pe pământ. Ceea ce însemna, fii liniștit și ce darul de la Roma să fii liniștit, că eu nu mă substitui lui și nici autorității lui. Pilat a primit această explicație și de aceea și-a spălat mâinile în fața poporului, spunând, nevinovat sunt de sângele acestui om. Dar l-a condamnat totuși la moarte pe cruce, sub presiunea mulțimilor oarbe care strigau, răstignește-l, răstignește-l. Așadar, iubiții mei, creștinii aveau în față modelul lui Iisus. Din proces religios s-a transformat în proces politic. Așa s-a petrecut cu martirii noștri. Dintr-un proces interior pur religios, din motivație religioasă, a devenit proces politic și de aceea ei au murit împreună cu Iisus și de dragul lui Iisus, mărturisindu-L pe El. Pentru că le era modelul suprem. Mergeau la moarte cu sufletul senin și deseori cântând. Erau încurajați și de episcopii lor. Dintre ei, cel mai curajos a fost Ciprian, episcopul Cartaginei, de pe țărmul nordic al Africii, care îi îndemna către martirul să meargă cu fruntea sus, pentru că dincolo de moarte îi așteaptă Iisus pe care îl mărturisiseră, ceea ce era adevărat. Am insistat asupra acestei categorii de sfinți și ca să vă dau o tâlcuire asupra temeiului credinței noastre. De ce credem noi în sfinți? Noi îi cinstim pentru că ei alcătuiesc elita bisericii. De curând s-a încheiat anul școlar, aici în catedrală am avut obișnuitul tedeum în care cât sunteți prăstirile voastre acum în catedrală, atât erau și elevii din școlile secundare ale Clujului, împreună cu membrii inspectoratului general școlar, împreună cu profesorii, cu dascălii și cu educatorii lor, le-am vorbit de aici, de acest ambon și lor, ca în fiecare an de altfel. Pentru așa cum să știm, la fiecare școală a fost serbarea de sfârșit de an unde s-au împărțit premiile. Au fost premiați cei mai buni elevi la învățătură și la purtare. Premianții alcătuiesc elita unei clase. Ei se bucură de respectul și cinstirea colegilor lor, dar în același timp devin modele de urmat. Dacă există ambiție în sensul bun al cuvântului, este ambiția școlarului de mijloc să ajungă și el printre premianți. Și nu sunt rare cazurile acestea. Așadar și sfinții sunt elita bisericii, cei mai buni dintre creștini și de asemenea sunt modele de urmat. Pentru că și ei, la rândul lor, așa cum v-am arătat, l-au avut ca model suprem pe Iisus Hristos. Și în credință, și în evlavie, și în puritate, și în curajul mărturisirii, și în moarte. Pe de altă parte, iubiții mei,
Sfinții sunt și prietenii lui Dumnezeu. Ați auzit în Evanghelia de astăzi ce le spunea Iisus ucenicilor săi, ei care mărturiseau noapte, noi am lăsat toate, ne-am lăsat și case, și familii, și interese, meserii, și ți-am urmat ție, cu noi ce o să fie. Și Iisus a spus, voi în împărăția cerurilor veți ședea de-a dreapta și de-a stânga mea pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Cum vor judeca ei, de vreme ce Iisus va fi judecătorul? Ei vor fi exemplele, fiecare dintre ei va fi un etalon și așa vor fi nu numai ei, apostolii, și toți sfinții, pentru că se spune la un moment dat, oare nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu o vor judeca în calitate de judecători, pentru că nu se vor substitui dreptului judecător, dar o vor judeca în calitate de etaloane de viață creștină. Și se va stabili distanța dintre fiecare dintre noi și modelul pe care îl vom avea în față. Și vom ști cât de aproape sau cât de departe suntem de ea. Important, iubiții mei, este să fim creștini buni. E greu să pretindă careva dintre noi că aspiră neapărat la sfințenie. Cel care aspiră la sfințenie nu va deveni niciodată sfânt, pentru că sfințenia nu este programatică. Ea nu este o idee, ci este un fapt împlinit. Dar ca membri ai bisericii ne străduim să ducem o viață mai bună. Eu am făcut cândva o mărturisire publică și s-a consemnat. Nu-mi propun să fiu foarte aproape de tronul lui Dumnezeu, cu toate că slujesc de o viață, așa cu nevrednicia mea. Dar doresc să fiu în împărăția lui Dumnezeu. Nu în centru, nu în vârf, ci undeva lângă poartă, dar să fiu înăuntru. Și voi fi bucuros. Că de îndată ce ești înăuntru împărăției lui Dumnezeu, ești într-o Dumnezeu și într-o lumina Lui. Măcar la acest loc șor să reunim fiecare din noi și atunci vom fi siguri de mântuirea noastră. Mergeți la casele voastre, lăudându-i pe sfinți, cinstindu-i pentru curajul lor și pentru martiriul lor, ce că au murit de moarte martirică, luați fiecare ca model pe un sfânt, începând cu sfântul al cărui nume îl purtați, și pe de altă parte căutați să mergeți către împărăția lui Dumnezeu pe calea cea dreaptă a învățăturii adevărate și să mergeți pe calea cea strâmtă, care este ceva mai anevoioasă decât aceea a păcătoșilor de profesie, care nu vor nici cum să se convertească la adevărată credință. În final, Dumnezeu ne va judeca pe toți, și pe cei buni și pe cei răi, dar eu mă rog lui Dumnezeu ca toți care ne găsim aici și ne vom mai găsi, să ne numărăm printre cei drepți în împărăția lui Dumnezeu. Amin.